Să faci ceva din pură pasiune, cu abnegație totală, fără a aștepta nimic în schimb. Asta înseamnă teatrul de amatori la Reghin. Trupa din culise a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu s-a întrecut pe sine și a depășit orice așteptări la premiera piesei de teatru Cerere în căsătorie. Punerea în scenă a clasicei comedii de Cehov a fost așteptată cu sufletul la gură, iar premiera, care a avut loc vineri 7 februarie, a lăsat publicul fără replică. Nu cumva pleci undeva? Nu, stimabile Stefan Stefanici. Am venit numai până la dumneata. Păi atunci de ce te-ai pus la frac? Parcă ai face vizite de Sorcova, Vesela, vizite de anul nou. Am venit, stimabile Stefan Stefanici, să te supăr cu rugăminte. Te pomenești că a venit să-mi ceară bani? Nu-i dau, nu-i dau. Despre ce este vorba, drăguță? Iartă-mă, dar sunt cam tulburat. Stai, stimabile Stefan Stefan, să beau puțin apă. E, dar nu mă mai fierbe așa și spune-mi odată despre ce e vorba! Am venit să-ți cer mâna Natalia Stepanovna! Personajele lui Cehov au fost întruchipate de Enea German, Remus Cociș și Lucia Mihuț. Aceștia au fost îndrumați de fostul lor coleg de trupă, actorul profesionist Lucian Pantea. Răghineanul, angajat al Teatrului Național din Târgu Mureș, a fost cel cu ideea și regia. Un alt profesionist al scenei, Măriuca Ignat, s-a ocupat de scenografie. Întregul decor a fost realizat de echipa trupei de teatru, la fel costumația și secvențele muzicale. Ta greșești. Vine-ți în fire, Ivan Vasilievici. De când mă rog s-a făcut a dumitale? De când m-ați iubit, de tota noastră a fost. Să avem iertare, dar nu-i așa? Asta reiese și din acte. Ai drept. A fost cândva o mică neînțelegere. Pentru până înapoi. Dar acum toată lumea știe că e a mea. Sala a fost arhiplină, semn că reghinenii sunt dornici de teatru și abia au așteptat să savureze piesa pregătită de câteva luni de actori. La final, aplauzele s-au ținut lanț, iar directorul instituției, Marcel Naste, a înmânat diplome oferite de primăria Reghin. Sunt cuprins de emoții, trebuie să recunosc că în seara asta mi-au făcut surpriză atât colegii mei cât și dumneavoastră. Ei, pentru că au făcut o reprezentație din punctul meu de vedere extraordinară și toată munca pe care au avut-o aici, în Casa de Cultură a Tineretului, a meritat. Îi felicit din tot sufletul meu. Iar dumneavoastră, că v-ați făcut timpul liber, în așa fel încât asta să fiți alături de noi. Intrarea a fost liberă, iar actorii au prestat fără nicio recompensă financiară, doar mânați de pasiune și dorința de a oferi teatru reghinenilor. Trupa nu se va opri aici. Marcel Naste este hotărât să mai joace piesa, atât în oraș cât și în afară, pentru a dovedi că la Reghin cultura și arta sunt la înălțime.